Uite pe cineva acolo! Bă, care ești, mă? Hai, că avem invitatul special astăzi! Opa, bună ziua, vezi că ți-ai uitat pantaloni acasă, domnul. Păi așa sunt eu, domnul, la O să te bat! costum și la... Eu când fac live, că fac live, n-ai voie, fac live, stau așa chill și mă vede lumea numai în costum, știi? Cam asta e Știi, ideea. mulți cred că fac asta, sincer. Ok, Uite bun. cum și are el L-am camion. invitat pe Țanu, măi, dar te duci prea repede, mă, dă-te jos. Mi-am vrut să fur camionul. Dă-te jos din camion. Mamă! Șofer pe camion mă fac Dă-te direct. mai jos din camion. Oh, că nu prea ai benzină Doamne, la mine. stai culcat acolo că Bă, mă enervezi. Dar nu, că mi-am nu trebuie să închidem, putem să ne ridicăm așa. Dacă cumva nu S-a știai. buguit. Ba, nu și-o revenit. Știai chestia asta că poți să ridici? Opa. Nu știa. Bun, în fine, astăzi l-am adus pe Țanu să-i prezint ferma și să-l pun să facă cărunați. Unde ești, mă? Văd un porc. Văd, mamă, cât a porcul ăla, e porc, nu-i purcea. Vezi că am porce aici, dita mai. Opa, văd niște... Lasă că nu l-am strâns, n-am avut niște căcat de porc. Nu, vedeam porci. Uite, băi, le-a lăsat deschis la porci, mă. Păi frumos așa. Bă, dar puțin mare update de ultima dată, zic Aici eu. avem Mai asta știi cu în ce care... stăteau porci înainte? Da, în Într-un garaj. garaj. Nu mai e garajul, l-am dat jos de tot. Ce mă asta, mă? Cu asta dau mâncare automat. Știi, nu mai stai. Ia, Aoleu. uite, vezi? Îți apare și ție de click. Îți apare cu verde toată zona în care funcționează, știi? Domnul, lași la tot ce e în zona asta de mâncare? Da, dacă ții tu apăsa pe E. Și nu Mamă. trebuie să bagi mâncare, trebuie să bagi bani. Dai 200 de dolari și gata, deci nu te mai duci să Ba. cumperi. Mamă, ce E fain rău. combinație. Opa, Uite văd ce aici, fac acolo în ia. spate. Ci... Muntele de Ok. carne. Și asta nu-i nimic, uite-te Mamă, și aici, asta e ia. carne de vânat? Nu, Sau e de de porc? porc, Nici nu-mi de dau porc. seama. Ia uite aici. Doamne, iartă, mă, astea Aoleu. zici că-s dulciuri din alea negre scârboase, dacă mai știi. Băi, vezi că-i cărnați Ia. bio de la Nocăvanu. O să Doamne, chemăm iartă, mă, stai abonații să ne să ne jucăm un pic cu ajute. gama. Da, stai să Gata, băgăm un ia pic de de gamă. filmatul. Faza faină e cam din astea electrice. Tu ai avut Doamne, vreodată? iartă, mă, da, mă, că eu-s bogătan. Ia Dar fii tot la atent. mașina asta ai rămas, uită-te un pic la tine. Lasă mașina aia, că mai am, uite, mai am o mașiniță aici, în A, am față. înțeles. Bun, hai să vezi asta electrică un pic. Sau bagă puiul, bagă tu puiul. Ia. Stai, bun, ia, turn on. Dă-i. Nu Mamă! mai dai la manivelă, stai pe spate. Păi un cârnaț, trebuie să-l iau. Bun, și acum ia Doamne. carnea. Iau carnea sau toată Cu oala? tot, cu tot cu oală. Și bagă-l acolo, Unde în băgăm? cărnățar, în stânga. Asta e cărnățar Asta? electric. Mamă, ăsta e automat și ăsta? Da. Ia. Bun, ia uite cum iese cârnațul. Opa! Să vină cârnațul de Ia că... pui. Mamă! Ok, bun. Ia în mână un cârnaț. Ia cârnaț în mână. Ia câte dulapuri ai, că-s curios. Și Unde le afun? vreau să mă În ajut astăzi la casă? ceva foarte important. Vreau să construim încă o casă. Aolo. Dar unde-s Ești în stare dulapuri? să mă Nu, ajuți? Uite, aici atâtea. avem două dulapuri, dar sus calți. Numai două. Păi stai că mai am și de la casă, gen. Cât crezi că am? Păi tocmai de asta îmi trebuie o Mă casă nouă, că gândeam n-am că ești loc. bogotan. Ia uite. Are cârnață pe... Doamne. Și aici Brânza avem aia, băi. brânzica, s-a făcut? Încă nu. Cașul, încă nu e gata. Așa, dăm ăsta jos Băi, de și unde-mi? te-am luat de O să aici. mănânc. Iau eu un Nu cârnaț. mânca, lasă-l Ok, că... o să iau un cârnaț și o să-l ascund undeva. Poate până la finalul episodului o să-l găsești. Nu-l găsesc niciodată. Bun, dacă vă place ideea și vreți să-l mai invităm pe Țanu, bubuiți butonul blană de like. Acum ne apucăm să facem încă o cășuță și vreau să te întreb, fii atent. Doamne, În fântână, cred că l-au pus, zi. jur. L-am Dar de văzut. unde știi, mă? Ce Nu, nu m-am crâine. uitat, jur, m-am gândit. Da, mă, îl pun la porci, am mâncat Nu, tot. mă, nu, că se sperie. Pui cârnațul la porci, o lasă-l așa aici. Bun, Doamne. eu mă gândesc în felul următor Hai bă să aici. dormim prima oară, că e beznă. Da, hai în cort amândoi. Unde? A, amândoi într-un cort, am înțeles. Păi avem Cu loc. toată averea, dormim amândoi într-un cort. Păi să nu murdărim patul. Suntem zgârciți. Stai că te să dau gama înapoi. Așa. Easy peasy. Bun. Aici am vacile. Ia uite-le. Patru vaci. Opa! Dar nu-s moarte. Par Frumos, moarte, domn! dar... Uite, miere. Am Mamă! vaca miere. Am covrig. Ce mai am? Lola. Și încă o văcuță. Care e aia prima, bă? Elisa. Lola, dar... Lola, da. Nu-i Lola Asta e cea mai adevărată. bătrână. Nu-i cea Ah, mai... am înțeles. E... Ok. Lola intru un cooler din ăla de pe aici.
Am înțeles. Pui aici. Bun. Aici avem ceva lemne, nu multe. A, am înțeles. Și aveam mult mai multe. Să le faci? Am făcut concurs cu 3 abonați și gen, după aia am rămas și cu lemne. Uite, ăsta e de la automat. Ia, testează-l. Ia. Altă treabă, uite cum se mișcă. Merge mai repede sau ce? Da, merge mai repede. Eh, cam lent ăsta, sincer, pentru banii. Am zis și eu, cam tot, da, na, în fine, e bine. Asta e mașina Idei, eu nici măcar n-am voie să o conduc, pentru că o câștigat-o la concurs, dar am condus-o. Așa? Și cum n-ai voie? Ia, păi n-am voie, mă, că așa am făcut noi pactul. Eu parcat-o în mijloc, așa. Păi eu am parcat-o acolo, cred că. Ia, uite, că are cârnaț, are salam înăuntru. Că păi salam, dacă... ai voie să-l iei? Păi asta de fapt nu-i salamă, e cârnațul efectiv. Păi zice salami, mă. Păi da, dar e pork sausage, adică salami. Da, no. Panda mea. În fine. Bun, și aici mai am canistre, toate nebunile. Hai să ne gândim ce casă facem, deși tu la build. Și să vedem. Ia. Eu zic să nu facem nici cea mai mare, dar... Stai, pe care o ai? Păi cred că prima, da. Prima. Dar numai peste 4, nu? Mai era una. What? Eu sau nu mai 4. Era? Cred că... Bă, retro house e cea mai faină. Da, nu ne permitem. Păi aia e cea mai mare, logic. Da, dar nu ne permitem niciodată. Stai să mă gândesc aia... că... Da, prima o am. PH6 seamănă prea mult, deci PH4 mai rămâne. Da, hai să facem PH4, că oricum vreau să le fac pe toate la un moment dat, dar... Aia pune unde hai vrei. Să ne gândim. Punem așa, facem cartier efectiv de case și în partea aia animalele și în partea asta case. Eu zic că arată cel mai fain. Da, sigur, sigur. Na, bun. Trebuie mutată mașina. Da, mașinița trebuie mutată. Ia-o tu, că pe mine mă bate Ida, zice Ida că i-am furat mașina. Opa! E faină mașina aia, se conduce merge, fain. Merge, merge. Aici o las. Bun. Și acum, hai să vedem. Bine, casa aia e un pic strâmbă, așa că mai bine încep de acum să îndrept situația. Mai mult. Așa că o lăsăm doar merge, mă, pe aia și... Nu, no, trebuie să o dărâm de tot. Poate mă enervezi odată și odată. Dacă vrei, te ajut eu, ia. A, nu, 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 nu. Vezi că numai una trebuie să-i dai și cade toată. Am pățit și acum în garaj. Nu fă diestea. Păi da, și eu am dat garajul jos. În mijlocul curții, ești așa aranjat cât de cât. Da. Dar n-am loc de lemne astea, mă. Doamne, cât de mare e casa. Uite, chiar numai diestea n-am. Acum ar trebui să am. Ia. Trebuie am un pic de treabă acum. Așa ceva, cred eu. E bine? Da, e bine, e bine. Da, mă, că e bine, n-ai ce să comentezi. E dreaptă sau nu? Sau să o pun mai strâmbă un pic? Am venit cu lăpticul. Lasă-mă lăpticul, zi. E păi bine prea așa? Aproape de aia la altă, mă, ce faci, o lipești? Păi dar n-am loc de toate lemnele astea. Du-te mai încolo până în lemne. Lipită no, lemne. Bun, hai. Prea ai lipit-o. Sau mă, că-ți dărâm casa principală. Nu, bă, nu. Gata, am glumit. Dar ai materiale sau trebuie să cumpărăm? Ai bani și are 300 de dolari. Păi las că vin de încârnați, că suntem bogați, e bine hai, așa? Hai că tot e mai bine cât de cât. E bine, hai mai comentat. N-ar fi lipitomă de lemnele astea. Fii atent, mai trebuie să fac încă ceva. Avem eoliana asta și dacă mai băgăm ceva metal în ea, dar nu mai prea am bani momentan, o să umple cu apă tot ce e în preajmă. Deci nu mai fac nimic. Bă, mă, lași. Dar mai am încă nu de băgat. Și aici mai e lemne. Bă, totu e prea multe chestii. Acolo un animal mort. Uite ce frumos, zi de n-am lăsat aici, Dita, mai loc. Unde e animal mort? A, e căprioara. Zi de n-am lăsat fain aici. Da, unde ești? A. Dita, mai spațiu pentru vite. A, o spațiu ca lumea vacilii. Da, am făcut hambar un pic mai mic. Mai găini? Bă, cred că-s cam moarte, sincer, sau mai trăiesc încă... Foarte multe, dar sunt. Ok, bun. Perfect. No, în momentul de față vreau să chemăm ajutoarele, așa că punem o mică pauză și vreau să facem cârnați, vreau să vindem. Și să ne ducem... Ce materiale ne trebuie? Wood plank... A, hai să punem wood plank-ul. Că e chiar aici. Bam, bam. Oh my god! Trebuie bucată cu bucată. Nebănesc. Ok. Nu, las că-l punem după că e prea mult. Ne ajută și abonați. Deci revenim imediat. Vin ajutoarele. Ok, se pare că doar Sorin a intrat. Ia uite-l, bă, că e cu brânza în mână. Hai să-l vezi. Olo, ți-or de brânza. Hai să-l vezi pe Sorin. E gata, e gata brânza. Ia, bă, și eu vreau brânza. Ia că aveai multe. Brânza, brânzica, nu, a, mamă, numai una e gata. Stai că n-avem loc, intră. Aia, o iau nefăcută, aia. Nu o lua nefăcută, lasă-o și acolo. 70%, mai e un pic. Dar scrieți cât costă o brânzoaie de-asta? De care? Că zic eu cât costă. Bă, nu știu, că am făcut și albastră.
Păi am făcut și, nu știu. Aia albă e 100 de dolari la preț normal. A, uite că Mamă, am... white camion! mold, da, uite, am băgat-o aici. Da, deci asta e merge. 100 de dolari bucata. Dacă prinzi un preț bun, ăla ești. Da, bun, hai să ne punem toți trei să punem lemnele pe casă. Deși fundația mai bine, prima oară. Mai logic. N-ar strica niște benzină în camionul ăsta. Pă, uite, avem acolo, în dreapta, câtă vrei. Hai că câtă vreau dacă e. Uai, cât concret îmi trebuie, 155. Ce se pare, frate? Mamă. Luați concretul, ia Sorine concretul și du așa tot câte o bucată. Hai Sorina, che, la muncă. Hai că vin și eu, unde e concretul ăsta? Da, ăsta micul. Mamă, puțin. Și ai numai câte 5 pe sac? Da. A, alo, și ăștia-s tot sacii? Da. Mamă, pe-au dus bine pe concret. Și n-avem nici metal, nimic. Mamă, da, dar metalul nu e așa rău, e ieftin, cât îți trebuie? 30, 300 te costă metalul. Da, nu-i chiar atât de mult. Mai pe aici pe undeva? Nu mai am metal, sunt sărăchie. Dacă te haotic e totul pe aici. Chiar lapte mai avem, băi, trebuie să mulgem vacile puțin. Am mulți eu, am pus o găleată în mijlocul câmpului. Păi stai, numai o găleată, lasă că o trebuie. O găleată, aia. Toate vacile trebuie la mulți. La ce trebuie lăptic? Să fac brânză. Ei, na, lasă tu brânza. Cam câte benzină încape în camionul ăsta, că-ți golesc toate canistrele. Serios? Da. Bă, vezi să nu fie bug ceva, să golești degeaba. Ei, na. Eu-s la mulți vaci. Mai e o canistră, hai să vedem cât am băgat în camion. Mamă, o doare pe vacă, dă cu copita. Oho, e trecut de jumate, dar încă mai încap o canistră în el. Mamă, plânge vacă. M-a blocat în ușă. Ajutor! Păi și nu mă duc eu până la magazin, mă, să vedem ce oferte avem. Du-te până la magazin, să vezi. Mă duc cu ce mă duc cu... Mamă, ce voia să fugă vacă. Mă duc cu camionul, că-s curios cum merge. Let's go. Nu vede nimic dacă aici, da. Dacă e ofertă bună, mă apuc și de vândut, așa-i? A, cu camionul mare te duci? Am crezut că te duci cu mașinița. Pe ce mașinița? Aia micuță? Pe nu asta... Totonește. Mamă, și aici am... Stai că vin și eu. Mamă, că nu văd nimic, am plecat. Deci fii atent, dacă e ofertă la brânză albă, la... Hai să zicem telemia la aia, ok? Dacă e ofertă iar la cash-cash, la cârnați... La cârnați? Și la meatballs, că avem și meatballs, cred. Unde le mai ai și pe alea? Prin toate astea, stai că acum vin și eu cu patru... Mamă, că abia intru cu camionul aici. Păi dar nu intra, nu are sens să te duci până acolo. Păi, și cum le vinzi? Păi le iei, frumos. Da, mă! Uite, mă, n-are chef să muncesc. Avem la beef meatball, nu cred că ai așa ceva. No. N-avem nicio ofertă ca lumea. Chicken meatball și beef. Frumos da. Așa, dar nu-i nimic, că rezolvăm, hai, o mică pauză și revenim. Avem, stai așa. Pauză! În sfârșit avem o ofertă bună la Maga, urcă Sorin, ia să vedem, poate să urce Sorin. Opa, merg cu Gipano. Vezi că știe, hai că știe, dau peste el. Hai că rămâne aici, Sorin. Salut, Sorin. Nu, man, nu că l-așteptăm. Trebuie să, da, nu avem absolut nimic. La noi, ia acum, de aici trebuie. O săritură, bine, opa. închide acolo în spate. O închiză. Mamă. Se pricepe, o Sorine. O să pice, o pica deja. Sorine, te așteptăm pe jos. Ba nu, what? Oh, bă, are. Sunt patru locuri în mașină. Și noi ne chinuiam. Se bagă cerb. Păi, destul de evident, zic și eu, că sunt patru uși. Păi Dana. Și de ce n-ai zis tu? Eu mă gândeam că tu știi dacă zici, nu? Nu știu, că e mașina Aidei pe care n-am voie să o conduc. Dar are patru uși, nu degeaba va avea. Opa, opa, opa. Hai că-s profesionist, n-ai ce zice. Cât ai dat pe mașină? 1600. Aoleu. Ce camion are el. Uite mă că deja ați pus aici la vânzare toate. Da, hai să vedem. Deci avem pentru bani. Pork sausage și pentru cheese. Și pentru brânză ești nebun? Da, ia să vedem. Mamă, 6000. Aoleu. Și fii atent că white mold-ul ăsta am 260 fără bonus. Ba da, cu bonus, s-i o paletă. 100, ai zis bine mai 100. Mai de viața mea. Dă-mi sell-ul direct, 6400, hai să spargem și banii! Spar pe tot. Uite, bă, fii atent, uite-te cum iau eu toate astea, foarte simplu, ia, uite-te. Deci efectiv le iei așa și după aia iar le dai în spate și uite-te cât de repede le duci acolo. Doamne, iartă-mă, ăsta nu-i normal la cap. Și gata. Uite mă de aici. Uite. Bă, mi le-ai luat din mână. Sunt pe furat. Hai cu ele în camion, ce faceți? Dar era fain să... What? Cine mi-a luat-o din mână? Efectiv nu mai am asta în mână, o aveam în mână. Eu mă duc cu mașinița asta. Vii tu cu camionul? L-am închis în camion, da. Hai că după tine vin. Păi, stai un pic să mă gândesc.
Oare cine trebuie? Ce voiam să cumpărăm? Eu știu, casă, deci ne trebuie concrișele, metal. Da, hai după mine. Mult metal. Metal 30, mă, ce mult. Concrine trebuia. Păi nu, că mai îmi trebuie și pentru aia, pentru windmill ăla. Hai că îmi pasă de aia dacă e. L-am băgat prin pădure. Dar greu mergi cu camionul prin pădure. Abia vezi ceva. Da, n-aș fa. Poți să schimb camera? Nu pot, nu? Poți, dar nu știu cât te ajută. Eu din first person conduc, sincer. A, da, e mai bine pe camion. Bă, căprioară. Mamă, ce viteză prinde, nebunul. Doamne, cu aia ajuns deodată cu mine până am dat. Bă, du-te mă de aici. Cu hârbul tău cu tot. Hai că băgam în camionul ăsta tot ce cuprinde. Da, nu mai prea am benzină. Ai benzină cumva la tine? Da, a, la mine nu, da, am în camion. În camion, că nu mai am eu benzină. No, bun, hai să vedem. Cumpărăm direct 1000 metal. Nu 1000, au și 1100, scuze. Doamne. Hai că l-am cumpărat, ăsta bagă-l în mașiniță. Oare canistra ți-o dă goală, nu? Cred că da. Normal. Sunt destul de sigur că ți-o dă goală. Păi, dar putem lua toate canistrele mai încolo, în jipan și mergem cu ele. Da. Hai cu concretul. Concret, da. Concret cumpărăm de 1000. Nu, cât trebuia oare? 350 parcă, nu? Cred că da. Chiar nu mai știu. Iau de 2000. Ia că a venit concretul. Ia uite cum s-ar saci. Mamă, dar e mare un sac de ăsta. Da, la de aia de 50. Așa. Ce mai luăm? Sincer, aș mai lua niște saltele din astea dacă cumva plecăm pe vreundeva. Ar trebui să stea în fiecare mașină câte un de ăla. Că poți să dormi și să stai safe. În camion am deja. Păi da, pune sorin una. Pune în mașinița aia. Și cam asta cred că-i. Da, nu mai trebuie altceva. Hai să mai luăm 2 de concret și 2 de metal. Că avem bani. Mai tu bani așa, nu știu cum să. Oricum o să ne trebuiască, că tot timpul construim. Bun, let's go. Păi, dar de ce o pus sus? Păi le dropează pe mașină. Dar oare el o pus sus sau? Nu mă, le dropează pe mașină. Ah, ok. Mai e chestia asta, nu știu ce facem cu ea. Care? Opa, saltea zici că e. Păi da, e salteaua, pun eu acolo, că încape. Bun, haide. Let's go home, parcă mă că vine Sorin cu mine. Materiale. Mă crezi că vine Sorin cu mine? Nu, no, mă, ei, nu, tot cu tine vine. Hai de la camion, Sorine. Alta e viața de șofer pe camion. Nu mai pleacă mașina. Acasă? Ba da. El pleacă cu frâna de mână. Nu, dar nu credeam că nu mai am combustibil. Mă duc până la benzinerie. Uite că preoară. Fac o oprire. Și apoi după. Ai canistra la tine? Păi dar îmi bag direct în mașină. A, o, păi și faci drum pentru atâta lucru? Păi cum adică pentru atâta lucru, mă? Păi te duceam eu cu camionul, mă. Păi și ce facem? Lăsăm mașina aici și o abandonăm? Da. Doamne. Cu cine mă joc? Bă, e plin de căprioare pe aici. Dar nu-ți mai bați tu capul. Ai cu căprioare. Ai că a mers bine dacă e. Leu. Mi-a spart țanul camionul, ajutor. Descărcăm direct pe casă, nu? Da. Bun, hai Sorin, a descărcat cu tine. Tai că mă bate drumul. Încă nu știu drumul ca lumea pe aici. Numai 155 trebuia, mă. Concret? Da. Uai, și am cumpărat 3000. Gata, deja. Nu mai trebuie deja. Stai să văd dacă ajung. Nicolo descărca pe tot aici, pe jos. Bun, am ajuns și eu să bag el combustibilos. Hop. Bun. Din că eu scos din camion, acum trebuie să-i cărăm pe jos. Ia să plece banii, uite cum pleacă banii. Nu văd, simt. Se duce bănetul. Mamă, dar ai luat concret pentru încă vreo 14 case, cred că. Păi oricum va trebui să mai fac o casă în viitor, deci vreau să-mi deschid cartier. Dar încă ai bani. Da. Sunt în bani, cum să zicem. Așa mare chestie. Și ai văzut cât cârnați mai am? Numai să se usuce, că e mafia cârnațului. La ce mai aveam acum ofertă? La cârnați și la brânză, nu? Și la brânză, da. N-are sens să mai batem un drum acum. Nu, no. Hai că acum ajung și eu acasă, că imediat. Imediat ne punem la somnic. Știi care e treaba? Trebuie să facem neapărat și moara aia. Dacă apuci tu să o faci, dacă nu o fac da, eu. Bun. Da. Ce trebuie la moara? Doar metal mai trebuie. Pe atunci. Mai trebuie 7 metal. Da, 7 metal după ce pui o tură. Ia că mă vin și eu exact când o faci. Am ajuns, am lăsat mașinița aici.
Hopa! Ia fi antenă. Ia, 3, 2, 1, și pâț! Și dacă dăm click, vedem și aici cât prinde, știi? Ia să dăm să umple cu apă. Let's go! Oare umplu cu apă? Hai să verificăm. Unde, frate? Păi peste tot, așa. La vaci, la orice. Uite aici, o găleată, nu-i plină cu apă. Păi găleata nu o umple. A, numai o lea de mâncare și mă, de... nu mai lăsați... A, o mulge acum, doamne, am vrut să zic, nu mai lăsați vacile cu găleata sub ele. Că aici? Se buguiesc. E plină asta, da. Uuu, let's go. Deci funcționează. Uite-te. Numai că asta cu mâncarea nu prea funcționează. Uite, e 5 din 21. Și probabil umple doar o troacă din asta, știi? Că... Nu știu, barbasane. Uite, du-te și încearcă să dai pe aia de mâncare, că nu umple tot. Uite, fii atent. Are mâncare, ție o apă sau nu se întâmplă nimic? Numai să mai dăm niște bani să umplem. Eu știu. Cred că se umple automat, nici nu trebuie să ne chinuim noi prea mult. Bun. Hai să trebuie și noi cășuța. Concrete mai trebuie, nu mai trebuie? Numai lemn. Numai lemn e. Facă fundația ca un om mare. Hai să le luăm astea care stau aiuria pe aici. Uite cum am trecut eu printre lemne. Merge să treci printre ele. Am auzit de tine. Și eu de ce nu pot? A. Ești grasă. Schemă. Bum, bum. Imediat e gata casa. Gata. Atât a fost. Ce? Păi de... Hai tu în casă. Băi. Prostie, mă. Ce pat fain aici. Paturi, de fapt. Hai, bărbașene, să vezi. M-am încăpem toți aici, dar tu doar cu, vai cu Sorin, cap, nu eu. Meu. Hai să... Uite aici. Mamă, ce living. Uite aici dormitorul. Ha! Ce tare. Tu dormi cu Sorin. Hai, Sorine, la somn. Păi am scaun de gaming. Frumos, dar PC-ul nu frumos, încă. Frumos. Dar etaj n-avem, n-avem. Ia să prindem lumina, faină lumina. E aici pentru cârnați și brânză. Ia să vedem. Două de cârnați și o cârnadă de brânză. Frumos. Mă, ne trebuie lăptic. Așa. Plache. Hai să încercăm să prindem lumina peste tot prin casă. Uite, mai e aici. Ce? Aici nu merge. Păi dar nu te la bec, de la încerupător, naiba. Păi nu, că asta de aici am aprins-o. De unde? Ai aprins-o tu, Doamne. Am aprins-o eu. Aici trebuie să mai fie una, uite aici. Dă-i, frumos. Opa. Bă, da, cam slăbuți bine, pe lumină. Opa. La cine uităm? Ne uităm la TV. Doamne, iartă-mă. Nu-mi place, schimbă canalul. Ce-i asta? Ia cu mașini. Reclamă la mașini, nu-mi trebuie mașină. Ce mai e? Doamne, iartă-mă. Forza Horizon, ce e aici? Mă duc ca... Bă, hai să dormim, mă, că e 8 deja, mă. Hai. Mă duc în patul. Dar nu chiar, că... Nu în patul tău, cum adică stai? Ăsta e patul meu, ia. Mi-ai zis că aici dorm... Ui, bă, cum a intrat cineva. Cine a intrat? Oh my god. Stai că degeaba dormim, mă, hai aici tu. Trebuie să dormim. Păi da, dar nu contează că se dă, cred că, de fapt, ba. Păi nu se dă, trebuie să te pui în palo. Haideți și voi aici, că dormim gata. Toți ca prietenii. Gata, mă, m-am pus, ce faci? Nu, dar să vină și ei, vin și eu lângă tine. Hai, de la somn cu voi, că trebuie să dormim toți, aparent. Dar nu știu unde... Mamă, Sorin s-a dus în casa lui. Hai aici, păi Sorine. Păi vreau să dormim toți în aceeași are casă. Are casa lui? Păi aia, la altă veche. Doamne, că mi se tot buguiește imaginea asta, nu mai vine la somn. Hai, cu mine. Ce mai lua deja locul? Cu tine n-am avut loc. Aoleu. Dar nici Sorin n-are loc. Du-te în cort, Sorin. Te-a dus pe tine în cort. Da, mă, nu merge. Hai că vin și eu cu tine în cort, mă, să nu fiu rău. Mamă, și acum pleacă și băieții grei. Ia, uite exact ce ziceam. Hai, lasă-i acolo, ghi, dorm acolo, știu. Aoleu, că nu mai dormim astăzi. Oh my god, he's sleeping. Hai, tot viața de corti mai frumoasă. În port avem loc, în dita mai patul nu avem loc. Păi nu că la altă aveam loc, dar numai nu aveam loc. Păi de ce oare? Că ești tu grasă. Frumos, doamne, frumos, îmi place deci casă. Deci aici avem poze cu cai. Căluțu. Știi ce avem de făcut acum, nu? 7 living-uri. Ia, cârnații, neamule, și du-i la uscat. Aolo, dar nu mai vreau să muncesc, vreau să le nevesc. Să stau pe spate. Hai, câtă carne ai, îți face larg toată carne. Carnea. Treceți la muncă, prieteni. Hai, mafia cârnaților. Unde sunteți? Bun. Așa că nu știu exact unde. Sorin și oh my god, luați-vă locurile de cârnățari în primire. Știți? Mamă, câte trei merg puse aici, ești nebun? Bă, eu mă duc să fac un pic de curățenie la animale, că e chiar jale, serios. Adică ne bate în joc de ele. Bă, nu m-am mor, atâta tot. Du-te și tu, fă cura la găini. Eu fac la... Ui, acum, da, fiți la găini, ce nu suport eu. Nu, fă la porci atunci. Uite, mă, eu pun cârnațul, l-a făcut. Mă, da, vacile astea n-au
Cred că a făcut cineva cura la ele. N-au nimic. O grămadă de cârnați băgăm aici, bă. L-au Interesant. Uscat? Decât să-ți mai faci dulap, poți să faci direct o casă. Da, corect. Mamă, ce-i la porci? Hai, țane, și ajută-mă, nu fi. Nu fi mârlan. Hai, ajută-mă la porci. Rău de tot. Hai, pe aici. Ia. N-am dat în carne, am lovit carne. Hai câțiva porci, ești nebun. Păi am numai 4 mai am. Mamă, ce cu carne și pe aici? Se mănâncă între ei. Hai, mă, asta numești tu mizerie, serios? Fii că stă pe jos. Păi eu așa stau ca să ajung. Cât am porci. Dacă asta e mizerie, păi și când îi tăiem? Hai să tăiem. Hai să mergem, să fii atent. Dai o fugă cu mine până la maga, până mai fac ei cârnați. Ai apucat să pui totul la uscat sau încă nu? Nu tot, am pus ceva. Da, bun, ceva hai, ceva. Hai să punem la uscat prima dată. Și după aia mergem să cumpărăm două femele. Aolo. Că nu mai am deloc avem femele. Avem de data asta mașină. Nu mai am deloc femele și nu mai naști scroafa. Bun. Nu mai trebuie cârnați, brânză dacă mai ai. Brânză? Am suficient, da. No, hai că facem un pic de brânzică. Brânzică ca la mama acasă. Unde-i mă camera cu cârnațul, mă? Doamne, că nu o găsesc. Asta e că ăsta e plin. Ia uite cum pun eu aici cârnațul a făcut. No, bun, fii atent, eu vin cu lăpticul și trebuie să mergem să... Sau, mai bine, tu gătești aici, îți aduc eu tot ce trebuie. Îți aduc da, acum oale și eu gătesc dincolo și atunci punem brânză și acolo și aici. Gătim brânză, caș. Gătim caș, caș. Una aici. Bun, hai că îți aduc și eu oală. Îmi aduci tu tot ce-mi trebuie? Da. Acum îți aduc oala. Ia, e cum vine el cu oala. Îți mai trebuie pachetel. Hop. Pache... da, aici a lăptit cu grămadă, ești nebun. Da, ți-am adus acolo să fii, să pachetel, fii domn. Pachetel, pe și nu bagi și ouă, mă? Cum adică? Ouă în brânză, să fie mai scumpă brânza. Merge? Da. What? A, ouăle, să băgăm ouă în brânză. Mă învață țanul brânzar, bă. Dar de unde luăm ouă? Nu prea ai de alea. Ba, trebuie să am la găini. Ai un coș, da, atâta. Țanul brânzaru. Care e mai bună, mă? Asta albastră păi sau asta la altă? Din coșul ăsta. Păi, teoretic albastră, nu? N-am încercat niciodată. Ok, hai. Să vedem. Am pus și... Vezi că eu am pus deja să se facă brânze. Ola. Păi, dar ne trebuie ouă, mă. N-ai ouă. Mă duc și fac ouă, că sunt mai scumpe. Lasă-mă ouăle. Păi și mi-ai adus pachetel? Nu, de care vrei? Albastră? Păi, de care vrei? Dă-mi albastră, da. Hai că vin. Pe antenă, fac aici o chimie de taua, o să vezi numai ce caș iasă. Și ceva fermecător și a ieșit. Pe antenă, nu. Ce faci, bă, cu puiul pe masă? Bă, lasă-mă puiul lasă-mă jos. Lasă-mă în pace, mă. Uite bă. Că e pe plită. Și ce-i dacă? A, bă, serios, dă puiul jos. De ce, mă? Ai crezut? Îl dau jos. Nu, mă, nu las. Bă, chiar urma să-l dau jos, pe bune. Ia uite, vezi, bag ou, ești aici, fi antenă. Ia uite. Pac! Doamne. N-am văzut în viața mea așa ceva. Salvez puiul frate. De găină. Bă, da, puiul ăla de găină l-am luat din coș, deci era al meu. Numai oală ai, mai dă o oală, frate. Mai caută și tu că ți-am tot, uite, mai e una acolo, cum ești pe dreapta, la vaci. A, chiar ai? Da, am multe. Ia. Îți iau și eu un wow. Da, mă, ia uite, oala. Oala, oalcioare. Dacă bagi ou la brânza albă, e mai scump cu $10 după aia. Că știi, băcat. Pe fiecare ou $10, practic. Chiar am băgat, mă. Opa. Mă, dar de ce nu vrea să pornească? Mamă, câtă brânză aici. Cine mă spionează? Ah, fii atent, am pus două oale, una peste alta, gen, pe același ochi. De aia nu funcționa. Bravo. Doamne. Eu nu mai am lapte. Eu mai am un pic de lapte, dar o să rămân fără de aia de brânză. Mamă, avem trei brânzi albastre aici. Uai, lele. Hai să mergem să cumpărăm. Am eu aici, în ăsta. Eu te mă, eu n-am văzut ce niciodată un... brânză albastră făcută. Ia uite. Ia-o. Prinde-o. Opa, uai, urât-ai, doamne. Hai, bag-o aici să mergem cu ea. Hai că o bag. Stai așa să termin aici. Mamă, aici mai avem
Salam, ce naiba, avem de toate, frate, nu facem față. Ce salam? Uite, nu, la un culorul ăla, ăla-i plin. Wow, what? Ah, cineva a umplut, da. Probabil. Așa, bun. Mai avem aici un cooler, în ăsta ce e? Ăsta e brânza, ia brânza. Ah, brânza albastră. Mergem să cumpărăm scroafe. Doamne, și ăsta e plin aproape, e ireal. Cărnățarilor, puneți peste tot la uscat. Am băgat-o, așa. Cărnățarii, mafia, cărnaților. Stai că pun acum brânze. O să-și facă și țanul o mafie, dar oho, nu mă zic. Mare mafie. Hai, urcă. Stai așa să pun și brânzele astea pe foc. Ai odată. Nu știu dacă mai... Stai, mă, cum, mă, Câți bani avem? 1800. Luăm 4 scroafe. Ce să faci cu 4, mă, că nu poți să ai grijă de atâția porci. Ba, pot, acum. Din moment ce am de asta de mâncare automată, doar dau bani și gata. Bun, am pus laptele la făcut. Și am și apa automată. Hai. Opa, hai da cu camionul. Doamne, dar câtă carne mai e încă acolo, frate. Sunt curios să mă uit. Ai carne suficientă cât probabil nu o să faci ceva cu ea niciodată, la cât de mult ai. Dar să vezi câte era, că acum mai puțină, era mai multă. De ia 4 episoade mă chinui. Ia uite cărnața acolo. Dar trebuie să faci dulapuri, mă, eu zic, aia ar trebui să faci foarte multe dulapuri pentru cărnați. Păi, hai să vedem, când ne întoarcem băgăm dulapuri. Că ne trebuie doar lemne. Nu pot să văd. Doar lemne, cred că 6 lemne. Nu, îți trebuie și metal. Uite mă cum stă, mă. Dar nu e atât de scump metalul. Și de fapt avem metal acasă. Avem mult, da. Și avem și lemn, deci poți să faci dulapuri cât cuprinde și bagi cărnață. Da. Și vreau după aia, vă dau eu hintul, că așa nu vă uitați până aici. Vrea țanul să-și facă mafia lăpticului și a brânzetului. Mafia brânzeturilor, băi. Intră și eu în mafia brânzeturilor. Se unește mafia... 1.5. Mafia cărnaților cu mafia... Pare ce? Bă, dar pe blue mall, pe brânză n-avem. A, dar uite pe pork sausage și chicken sausage avem, fii atent. Și a, e și așa ceva? Da. Poți din orice. Bă, și din... pe o brânză aparent îți dă 165. Mm-hmm. Fără niciun bonus. Da. Deci e bună rău brânza asta. E bună, într-adevăr. Dăm cârnațul. Și stai că nu ai băgat ouă în ea, stai, dacă bagi ouă, mai crește valoarea. Bun. Și le vindem și peste, mă, ca să nu le mai tot plimbăm. Le-am vândut tot. Câți bani avem? 4200. Da, da, lasă că se produce. O cumperi tu, mafia brânzeturilor. A, mă, că mai e un adulci. Bun. Hai să dăm o fugă să cumpărăm scroafele. Tot am luat canistrele. Da. Rămânem noi fără benzină. Las, că nu-i bai. Hai că am oprit motorul de 10 ori până acum, nu știu de ce. Ce cumpărăm? Scroafe, păi și le putem scroafe, în camion? Da, 4 în cap. În cap toate acolo. Dar ce faci, mă, cu 4 totuși? Păi 4 masculi, 4 scroafe, îți dai seama. Tu realizezi cât pui înseamnă asta, ești în stare? Da. Putem băga o scroafă cu noi, că mai e un loc. Sunt 3 locuri. Nu urcă, mă. Gata. Lasă-mă pe mine să cumpăr scroafele. Hai, cumpără scroafele. Oferă-mi această oportunitate. 4 scroafe cumpără. Chiar aranjez aici până la viitor. 4 porci. Bă, nu. 1, 2, 3, 4, 1200 ne costă. O, lejer. Ia. Ce mici sunt. Să apar. Mici? Pe cum? Nu mici din aia. Una-i sus. Doamne. Păi și cum le bagi în mașină? Așa. Și cum o scuzi pe aia de pe mașină? N-am nicio idee. Stai, fii atent, am totuși o idee să urcăm așa pe aici, uite, îmi fac scară. Uite, îți place scara mea? Uite, porci, nu pot să cred. Dar nu mai bine conduci camionul și cade? Nu cade. Zici tu? Așa zic. Bă! Nu cade, măi, lipită cu super glu. Hai, că vedem acasă atunci cu bătăni jos. Oala. A, scă de bine avem loc alumea. Oricum aveam loc și dacă nu, că poți să pui printre. Dar ok. Hai, let's go. Zin dacă pică vezi porcul. Vezi traseu, da. Aolo, aolo, l-ai făcut tu să pice, l-ai lovit. O căzut, scăla nu faceți loc. Da, acum dă-le-lea jos, numai din am zona. Am pus asta jos din greșeală. Hai. A, nu contează. N-are loc încă. Acum, bun. Și alea le putem pune printre. A, și te-a merg pusă, da. Da. Lejer.
Nu pot să pun efectiv pe porc? Ba, cred că poți. Nu merge. Ba da, mă. Ba da. Uite, uite. Uite. Zici că e țestoasă. Le-am pus bagaje, ca la băcari. Bă, da, bă, ce micuțe sunt scroafele. Da, sunt foarte micuțe. Zici seama, ba, cu dita mai masculii, patru porci, doi agrași, de tot timpul le mănâncă. Deci dacă îți dă fiecare 6 pui, să zicem... 24. 6 ori 4, 24 de pui, așa, direct. Lejer, de vară. Și pregătește-te! Bravo! Sigur pica scroafa acum, dacă mai era. Căprioara! Ești animale moarte! Asta e de atunci, oare? Da! Toam! N-am mutat-o. Asta e câte să... Păi și acum, cum îi luăm să-i băgăm? Că iasă ei lalți. Păi nu iasă. Nu ia, să fii atent. Mergem așa aici. Stai că dărâm tot. Așa. Bun. Punem așa cu spatele și tu te duci și deschizi și bag, dau cu spatele chiar înăuntru de tot. Stai, s-o pun calea mea. Acum, deschide amândouă. Intri cu... Bă, da, conduci bine rău așa. Stai mă că nu văd. Edita mai animalul. Și cu bagajele. Așa, acum dă-i jos repede pe toți. I-a dat pe plafon. E și Sorin tot sus. Ce se întâmplă? Ai dă pe toți pe plafon. O pica porcul. O picat unul. Ia încă unul. Doamne. Gata, poți să scoți camionul. Păi nu pot, că-s doi sus. Stai așa că-i rezolv eu. Împușcă-i. Ia vino încoa porcule. Nu că l-am luat cu sfoară. Fii atent, dă-i E să-l bagi iar în mașină și pe mai dai încoată și poate nu-l mai dă câteva. Adică nu are curaj să sară de pe camion, ești nebun? Fă cum am zis eu, dă-i E. Deci ia-l încă o dată, da? Da, mai poți să mai... E o scroafă pe afară cu Sorin. Nu știu cum a ajuns. Dă-i E în mașină. Da, mă. To load large animals and load of vehicle. Păi, dar n-are loc. Trebuie să scoți din el. Nu are loc dacă e gol camionul. E gol? Doamne, nu mai înțeleg nimic. Stai că vin și ăsta, jocul ăsta alt. Acum o mers. Mamă. Eu ți-am zis că o să fie o provocare mare cu forțe. Uite-te și tu. Dă-te un pisorine. Să luăm scroafa asta de aici. Care nu-i scroafă. Așa, bun. Tot sus le dăm. Altă activitate. Nu, no, hai, dă-o încolo. Ieșim, închide. Și băgăm așa mai bine, frumos, efectiv. Bam, haide. Hai, no, scrofiță. Păi nu, că uite pe aici. Pe aici, sunt 7000 de intrări. Oricum nu cred că au loc. Deci eu nu cred că au loc ăștia să iasă grăsanii pe aici. Posibil, dar blochează ușa iurea. Da. Hai că a intrat scroapa asta. Haide că îl țin eu pe ăsta la altul. Hai. Nu vrea mă asta să intri, uite-o. Sunt toate? Gata, sunt toți? Nu știu, 4 trebuie să fie. Sunt cam 3, sincer. 2, 3. Aolea, unde e aia altă? O fi pe camion, mă. În căutarea scroapă. Da, e pe camion. Hai, okay. Mașiniță. Pirate. Hai că încerc să conduc, poate cade. Păi nu, că vreau să pun în mașiniță. A, gata, am pus-o în mașină, bun. Hai că e aici. Provocare să dai jos 4 scroafe. Hai, scroafă. Oh, asta a intrat direct așa frumos. Bun. Mâncare iau oare? 11 din 21, 14, bine. Nu știi că e făcut sau nu, mă. Păi dacă e alb, nu-i făcut. Stai așa că nu... A, păi ăsta e făcut, frate. Care? Uite, bă, mai ca face cârnat. Da, păi i-am zis. Lucrează, mă. uite ce fain, îi pune unul peste altul, ia. Vezi? Uite, ia acolo. Am un cârnat, dar nu știu unde să-l pun. Păi, ia când se aude, mă. E gata făcut, frate. Pune-l și tu pe undeva, pe aici. Uite, nu mai am... Așa. Mai intrarea în casă, suntem piedici de el. No, bun, hai să încercăm să mai facem repede niște dulapuri. Sau nu mai facem, mă, dă-le încolo, hai că am făcut destule. De 40 de minute pe episodul ăsta ne ajunge. E lejer. Bun, vă mulțumim pentru atenția acordată. Mafia cârnaților s-a unit cu mafia brânzeturilor care va apărea în viitor. Mergeți la Țanu acolo să-i arătați susținerea, pentru că o să înceapă și el o serie de la zero cu toate cunoștințele pe care le are. Zero barat.
Vă salutăm cu respect, toate cele bune și pa, și pa! Și pa, și pa!